În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cucernici părinți, iubiți frați și surori, dragi tineri, slăviți să fie Domnul! Mai întâi de toate am dorit să mulțumim Domnului, pentru că în dragostea sa nemăsurată ne-a făcut vrednici și pe noi să putem ajunge din nou pe acest munte sfânt, cum s-a amintit din locul acesta. Aici pe unde au călcat înaintașii noștri odată, aici pe unde ei ne-au îndrumat pașii noștri și aici unde noi astăzi ne aflăm în locul acesta. Dar am dorit să privim cum ne aflăm noi în locul acesta, cum se aflau ei odată în locul acesta, cum veneau ei odată în locul acesta și cum venim noi astăzi în locul acesta. Cum vin eu astăzi în fața frăților voastre, cum veneau înaintașii noștri odată în fața frăților voastre, cu ce cuvânt, cu ce viață, cu ce lacrimi, cu ce răspundere, cu ce smerenie, cu ce stare de responsabilitate pe care o aveau în această minunată lucrare. Iar eu poate cu prea mare ușurință m-am ridicat astăzi în fața frăților voastre să vă mărturisesc cuvântul. Prea nevrednic și prea nepriceput sunt ca să vă pot mărturisi un cuvânt al Domnului. Și aș dori cu ajutorul Domnului să citesc două versete. Unul de la Sfântul Evanghelist Ioan din capitolul 3 cu versetul 3. Drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și următorul verset de la Evrei, din epistola apostolului Pavel de către evrei, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Dragii mei, anul trecut se amintea seară de către un frate, dacă mai ținem noi minte din ceea ce s-a mărturisit anul trecut aici în fața acestui microfon, din ceea ce ne-au mărturisit frații noștri, prin cuvântul lor, prin cuvântul Domnului pe care l-au grăit frații înaintea noastră și stăteam și mă gândeam la cei care nu mai sunt printre noi astăzi, cu toate că sunt mulți care au plecat din mijlocul nostru și aminteau odată un frate într-o vorbire, a spus, noi niciodată nu o să ne mai vedem așa cum suntem astăzi aici. Și atunci în mintea mea am zis, de ce oare zice așa fratele, că noi niciodată nu o să ne mai vedem așa cum suntem astăzi în locul acesta. Și aseară când am auzit din gura fratelui aceste vorbe, abia atunci mi-a venit răspunsul că noi niciodată nu o să mai fim, nu putem ști niciodată dacă o să mai fim exact așa cum suntem astăzi în locul acesta. Pentru că mulți dintre noi și-ar fi dorit și ei poate să mai fie astăzi în locul acesta, dar poate din pricini binecuvântate Domnul Iisus i-a chemat la el. Poate ei și-au sfârșit lucrarea pe pământul acesta. Poate ei au ajuns și au depășit viața aceasta trecătoare. Poate ei au strigat către Domnul să-i cheme acolo sus, unde nu mai este nici chin și nici durere. Și de aceea ei și-au sfârșit lucrarea aceasta. Am citit aceste două versete deoarece am considerat, pentru că suntem în lucrarea aceasta a oastei Domnului și mă gândesc, nu știu dacă am ajuns să gândesc destul de bine, aceste două versete ar fi specificul oastei Domnului. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște cu adevărat din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dragii noștri frați și surori și tineri, și eu sunt un tânăr în fața frăților voastre astăzi, așa de păcătos și așa de rău mă văd în fața frăților voastre, pentru că sunt tineri în locul acesta care ei n-au gustat din păcat și n-au gustat din amarul acestei lumi, așa cum am gustat eu. Și poate ei n-au ajuns să lupte așa cum trebuie să lupt acum, cu ajutorul bunului Dumnezeu. Aseară se amintea de către un frate că la adunarea de 50.000 de la Sibiu, când a fost părintele Iosif, când a făcut acea adunare măreață, au venit frații și la urmă s-au împărtășit peste 100 de suflete. Oare câtă bucurie în suflet trebuie să fie avut părintele Iosif atunci, când toți frații ostași care erau atunci prezenți la acea adunare, i-au înțeles care este scopul, care este rolul și care este rostul acestei lucrări pe pământul acesta. Și părintele Iosif, câtă mulțumire trebuie să fie avut în inima sa când au văzut că toți cei care erau atunci i-au înțeles cu toții același gând, același mesaj
pe care a venit să-l aducă oastea Domnului, pe care a venit să-l aducă scumpul nostru părinte Iosif. Noi astăzi suntem tineri, am plecat pe drumul acesta, în călătoria aceasta și avem foarte multă nevoie de cei bătrâni care sunt prin mijlocul nostru. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte de mai marii voștri. Pentru că noi suntem astăzi tineri și printre noi avem frați bătrâni care și ei la rândul lor au trăit lângă cei mai bătrâni dinaintea lor și ei și-aduc aminte cum au sfârșit cei înaintea lor. Și noi trebuie să privim la sfârșitul felului lor de vețuire astăzi, la sfârșitul felului de vețuire a fraților pe care îi avem printre noi astăzi, ca să ne putem aduce aminte peste ani de zile, când poate cei din generația care va urma va trebui să privească la noi cum sfârșim viața aceasta pe acest pământ. Așa cum noi astăzi ca tineri poate privim la părinții noștri, așa cum ne îndrumă pașii noștri, așa cum ne arată ei calea aceasta, așa cum ne-l arată pe Domnul, așa cum cei din Evanghelia de astăzi, cei patru, l-au adus pe acest slăbănog, ei și-au înțeles această misiune, această minunată lucrare și ei au venit, credința aceasta pe care ei au avut-o în Domnul Iisus, că numai Domnul Iisus îl poate vindeca, numai Domnul Iisus îi poate ierta păcatele sale. Ei au avut această credință puternică. La fel, această credință puternică a avut-o și sutașul de acum două duminici din Evanghelie, dacă ne aducem aminte, despre sluga sa. Această minunată credință și această credință puternică pe care a avut-o el a venit în fața Domnului Iisus și a spus, Doamne Iisuse, numai cu cuvântul Tău a venit și cu starea aceasta de smerenie. Pentru că sufletul când ajunge la această credință în Domnul Iisus, că îl poate izbăvi de sub orice povară, el vine cu adâncă smerenie la picioarele crucii și cere de la Domnul Iisus ceea ce are nevoie. Și dacă Domnul Iisus l-a socotit vrednic de încredere și l-a scăpat, prin puterea sa și prin darul său nemăsurat, oare noi acum cum trebuie să rămânem? Nu trebuie să rămânem smeriți la picioarele crucii? Nu trebuie să devenim oarecum această responsabilitate să ne o asumăm fiecare dintre noi? Așa cum a avut-o sutașul din Evanghelie, așa cum au avut-o cei patru care l-au adus pe slăbănog. Această credință minunată, această smerenie minunată pe care au avut-o ei, această responsabilitate pe care au simțit-o față de cei din jurul lor și din prejurul lor, aceasta mă gândesc că este specificul oastei Domnului. Aceasta a dorit Părintele Iosif să ne aducă. Credința aceasta minunată a avut-o el și nu s-a clintit deloc în privința aceasta. Chiar după primul an de zile, când erau doar câțiva ostași, câțiva frați ostași, el n-a dat înapoi și a mers, pentru că era deplin încredințat în Domnul Iisus. Vedea peste ani de zile acest profet al neamului nostru, vedea peste zeci de ani, peste sute de ani, vedea ce avea să ajungă oastea Domnului mai târziu. Dragii noștri, dacă lucrarea oastei Domnului nu va ajunge ceea ce a văzut Părintele Iosif, că trebuie să ajungă, și ce va trebui să ajungă această lucrare din cauza noastră, ea nu va ajunge. Din cauza mea, pentru că vin în fața frăților voastre și când merg de aici mă întorc din nou la păcat și mă întorc din nou la ale mele. Și în fața frăților voastre vin și mărturisesc altceva și când mă întorc acasă eu mă apuc tot de ale mele. Așa cum se amintea tot aseară de către un frate aici la microfon, noi mergem, suntem plecați fiecare pe unde lucrăm, pe unde umblăm, pe la școlile noastre. Dar când ne adunăm aici cu toții, suntem cu toții la fel. Așa trebuie să fim oriunde suntem cu toții, la muncă, la serviciu, la școală sau oriunde am fi noi. Și nu numai aici în adunare, nu numai aici când venim în fața frăților voastre, ci smerenia aceasta trebuie să o avem mereu, credința aceasta puternică trebuie să o avem mereu și responsabilitatea aceasta cu atât mai mult dacă Domnul Iisus ne-a socotit vrednici și pe noi și ne-a dăruit un dar al Său, al fiecăruia dintre noi. Nu avem noi cu ce să ne mândrim, pentru că dacă spunem că suntem ai Lui, cum putem noi să credem că am fi altceva, așa cum spune fratele Traian? Dragul meu suflet, cum ne putem noi gândi că putem avea ceva al nostru când noi credem că suntem ai Lui? Dacă am ajuns să credem că suntem al Lui, nu credem nimic că mai avem decât povara păcatelor pe care o avem de dus până la sfârșitul vieții noastre. Atât, cu atât doar noi putem privi și datorită acestor păcate și acestor poveri pe care le avem, noi nu putem ridica fața, ochii noștri înaintea Domnului Iisus, înaintea înaintașilor noștri, care ei n-au dat înapoi, ei au suferit pentru această lucrare. Astăzi această minunată lucrare suferă din cauza mea, suferă din cauza altora, pentru că eu n-am înțeles misiunea mea de ostaș
Eu n-am înțeles misiunea mea, n-am înțeles responsabilitatea mea care trebuie să o am în această lucrare. Această supunere, această smerenie care trebuie să fie din partea fiecăruia dintre noi. Dacă frații mai în vârstă au considerat ca un tânăr să spună un cuvânt, această stare trebuie să aducă o responsabilitate pe ființa fiecăruia dintre noi. Nu doar că frații m-a considerat vrednic pe mine, că eu sunt cel mai nevrednic să vin aici în fața frăților voastre, dar faptul că frații au avut o încredere, așa cum Domnul Iisus a avut o încredere în fiecare dintre noi, noi mai departe trebuie să dăm dovadă de această stare, de această încredere și să nu-i ducem pe ei într-o altă stare, ci așa cum ei au socotit că trebuie ca cineva să mărturisească un cuvânt și ei sunt cei mai capabili să poată să pună pe cineva să vină în fața frăților voastre, credem din toată inima că tot sub călăuzirea Sfântului Duh, dar noi mai departe trebuie să ne vedem starea noastră de responsabilitate și așa cum au trăit părinții noștri, așa să privim la frații noștri care sunt astăzi în mijlocul nostru, așa cum și ei au privit odată la înaintașii noștri și ne-au adus și nouă această lucrare. Tot la fel, cu smerenie, cu blândețe, cu supunere și cu ascultare, așa trebuie să rămână oastea Domnului până la sfârșit. Domnul Iisus să ne ajute pe fiecare, așa cum am venit cu gândul cu care am venit aici astăzi să urcăm pe acest munte sfânt, tot la fel să ne întoarcem acasă, mai plin de bucurie, mai plin de râvnă, să-L putem sluji pe Domnul Iisus. Și dacă mai avem de lepădat multe din ființa noastră, din eu-ul nostru și din toate stările noastre, să le lepădăm până când nu este prea târziu, dragii noștri, pentru că va veni o zi când ne vom întâlni cu Domnul Iisus și atunci nu vom mai avea unde să ne plecăm ochii și genunchii noștri, pentru că va fi prea târziu. Acum, cât încă suntem tineri să plecăm pe cărarea aceasta, cât ușa încă nu ți s-a închis, Domnul să ne ajute pe fiecare la toate acestea și slăvit să fie Domnul.